Bine v-am găsit, fratele, la un episod din seria noastră de Inside. Ne continuăm povestea, nu uitați să apăsați butonul de like să mai facem episoade în continuare și vă rog frumos, acum, înainte să începem episodul, să dați like. Mulțumesc, pentru că mai avem mult și probabil o să terminăm acest episod cât de curând. Cred că în maxim 3 episoade cu ăsta îl terminăm, acest joc. Suntem aici cu Stelica. Hai, Stelica, arată-le la toți ce... Stelicuță. Cred că bănuiesc ce desfacem aici. Nu trebuie să facem asta. O să mai încercăm o dată. Nu știu de ce la jocul ăsta îmi vine să țin mâna pe mouse mereu și... Deși n-ar trebui. Acum filmez după ce am mai filmat vreo câteva episoade înainte, deși de Outlast, după ce am dat Outlast și filmez în continuu. Bine, acum am fost și eu într-o pauză de masă, să zic așa, am fost, am mâncat și în oraș cu Andy și... Perfect. Stelicuță. No. Te rog eu, nu. Nu știu de ce am o presimțire tare urâtă. Chiar foarte urâtă. Acum înțeleg. Perfect. Nu era așa de greu încât să ne putem da seama. Unde lucruri așa sunt de previzibile. Hai, Bercica. Bă, dar de ce ăsta n-are față? Uai, de morții mei. Ăia vii care put abișat. Hai, Bercicule. Dă-i drumul de aici, fie adrecu. Trebuie să ne facem bala... Ah, stai, bă, că trebuie să urcăm sus. Unde mă mai duceam eu? Nici nu știu unde vreau să mă duc, dar mă rog. Și sper că vă place seria asta, fraților. Pentru că eu mă chinuiesc aici cu jocul ăsta. Uai de pula mea. E sigur că trebuie să merg aici. Ok. Bă, mă sperie grav asta. Ce te fac aici?
Cred că bănuiesc. Cred că asta trebuie să o ademenesc cumva. Cred că asta trebuie să fac eu. Asta te simte, cred că doar când ajungi în apă. Dă-i fă drumul de aici. Ce era să mănânc? Cavioara. Sper că am scăpat de ea, sper. Acum ar fi culmea să vină din nou aici, că aș muri. Da, uite că n-a venit. Hai încă o dată balans și du-te. Fugi, bercicule. Bercioacă. Am scăpat din ghele morții. Bă, dar nu ater repede pișata. Aoleu. Da, și, acum știu ce să fac la faza asta. Ia uite, bă, nebune, e dezbrăcată. Bă, eu vă zic asta, mă suge sub apă. Știu sigur ce am de făcut, dar e cam greu. Și trebuie să reușesc la limită. Să fac așa o dată. Mergem în partea asta, oade de meniu. Hai frumusețeara, revină încă. Am ademenit-o perfect. Acum mergem, apăsăm butonul și fugim. Proasta drecu. Dar unde-o seama cum trece asta? Perfect. Uai de pula mea. Uai de... Asta trebuia să se întâmple? Eu aici încerc să scap de ea, dar... Cred că asta face parte din joc. Bă, dar cât aporul are. Vă dați seama că șampun de asta se spele. Bă, ești nebun. Ce-mi face acolo? Că nu pot să-mi dau seama. Probabil nimic bun. Ne duce spre adâncuri. Mi-a băgat ceva în buric. Ce oare mi-a fi băgat în buric? Bă, de-a mort sau ăsta a fi în finalul jocului? N-are cum.
A, perfect, acum sunt pești de a care mănâncă psoriazisul și pielea moartă și mă mănâncă și pe mine. Pula, eu te știu, bă, câta crășei pe aici. Hai, coi, nu te miști, nu faci nimic. Băi, ești de mână, ai dracu pești. Asta să văd dacă filmează microfonul, înregistrează, adică da, merge bine. Hai, da. Ce l-a acolo mâncați ești? Respir sub apă? Ce căcat? Unde mă aflu? Sunt cu cărășii după mine. Pește fiind, dar nu-mi plac și de fel. Cine se prinde, se prinde. Cine nu, nu. Hai, berce omul pește. Ăsta. Strică acum omul pește. Bă, cât de traume a avut copilul ăsta în viața lui. S-a bat piciorul. A fost mai traumatizat ca mine. Bă, da, nuată, sărăcia asta. Pe asta sunt curios unde am ajuns. Nu, cred că mai avem mult. Mai avem puțin. Nu-mi dau seama unde sunt. A, uite aici ceva. Cred că trebuie să mă țin de ăștia. Nu cred așa ceva. Am scăpat. Ce era acolo? Elici de avion? Acum ăsta respiră și sub apă și la suprafață. Bă, dă-te dracu. Mamă, că șobolan mors pe aici. Hai, stelica. Ce m-am speriat? Am uitat de faza asta. M-au prins. Dar nu-i problemă, că scap eu din nou. Așa, hai, bercicule. Da, ați mort. Cred că știu când pot să fac treaba asta, când se întoarce. Când se întoarce repede. Ia, stați puțin, fraților. Imediat. Este ceva urgent. Gata, putem reveni. Perfect.
Îmi cer scuze că nu vorbesc, dar sunt foarte concentrat. O, trebuie să cobor mai jos. Nu mă risc. Nu-mi dau seama nici acum de povestea jocului ăstuia, dar sper să o găsesc eu cumva. Am scăpat. Trebuie să sar fix în aia, ești nebun la cap. Greuț, dar nu imposibil. Sper că mă încăpiști ăștia, nu? Nu, mă mănâncă. Îți dai mie. Frații mei. Fugi, fraiere, spre libertate. What the fuck? Ce era aia? Băi, ești prost. A, avem și scări. Îmi place să fac asta. Nu prea îmi dau seama ce trebuie să fac aici. Chiar nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Hai sus. Poate am găsit ceva și pe sus. Încoace ce-o fi. Hai cu ei să intră aici. Știam eu că trebuie să mai fie ceva. Ah, ne-am întors de unde am plecat. Deci nu înțeleg, tavanul ăsta este făcut cu... Căcat. Acolo este apă care curge jos. Fac de logic. Acolo sunt oameni? Probabil că da. Cred că asta trebuie să stea închisă odată.
ce trebuie să fac eu aici? Asta nu înțeleg nici acum. Jur că ăsta e un puzzle ce mă rupe. Stau să mai încerc ceva. M-am prins de skepsis-ul ăștia. Deci uitați-vă și voi. Eu am uitat să încerc treaba asta. Da, recunosc, m-am uitat pe net. Asta merge și e singură și sare mai mult singură. Cum așteptam. Hai cu ițele mele, hai. Gata, am ajuns. Am dus-o sus, acum noi trebuie să facem următoarea șmecherie. Mergem sus. Printre cărașii ăștia. După trecem pe aici și ne facem nevăzuți. Acum urcăm din nou aici. Am urcat aici, unde sunt oamenii ăștia care levitează. Nu, no, mi-am luat țeapă. Ăla-i. Aici avem. Acum e un not cu capul în jos. Ăla-i. Hopa. Ce e asta? Pot să mă bag în fund? Se pare că nu. În pula mea. Ce joc fără pic de logică, mi-mi place. Ce face acolo? Mișcă-o? E băiat sau fată? Aflăm imediat. Wow. Mama. Fugi, Berce, fugi. Nici nu știu unde mergem, suntem în beci. M-aș aștepta oricând să găsim aici murături. Bă, de ce nu se mă de nimic? Nu mai merge ăsta? Oare? Dar nu înțeleg. Deci când este apa ridicată, ăla coboară. Păi și ajuns aici, acum ce fac? Ce faci acolo, bă, naufragezi? Ia trebuie să mai ridicăm noi așa puțin o leacă.
Mai lungi nu-i cursul mării. O, om avea ceva pe aici. O, salut, frații mei. Stați puțin că aici se lasă cu lucruri faine. Aba, nu. Luăm asta de aici și o ducem acolo. Și după care vreau să-mi o bag în fund dacă se poate sau dacă nu, măcar să încercăm. O să fac treaba asta live, o să facem un live. Oi de pula mea. Copilul m-a luat. Am greșit. Hai de pula. Bă, ăștia de parcă ar fi evrei în lagăle de la Auschwitz. Ia-te-l și pe ăsta cu motostivuitorul, de parcă ia cartofi. Ce face cu ei, Doamne, nu-mi dau seama ce face cu ei. Dar ăștia n-au și ei suflete. Nu-și biară niciunul. Ia-te-l și pe ăla cu fiul său, dați-aș foc la fiul. Dai că merge. Cred că am o idee. Așa, fugi tu ăsta, copilul minune. Nu stai aici. Cam o super idee. M-am gândit eu mai bine la ea și cred că merită. Bă, dar de ce nu se aude nimic aici? Perfect. Hai să vedem. Acum ar trebui teoretic să pot să sar în apă. Perfect. De fapt să cobor în apă, nu știu, să urc în apă. Așa ar fi cel mai corect spus. Hai pe aici. Ca să scăpăm împreună de virginitate. Ce astea, bă, sonde? Zmine de alea. Decă dacă o atingi, îți dorești să, nu știu, orice altceva. Alți oameni aici, care levitează. Reparajul? Mă, gata-i pula mea ta. Cum cad ăștia, zici că-s pești. Mă atacați? No! Sunt de-ai mei ăștia. Fiind ei în curul gol sau în măciucile goale sau în sânii goi, de-ai mei sunt. Urmați-mă, frații mei din alte mame. Să vă arăt eu cum scapă cât de virginitate. Ia fiți atenți. No, mai încolo. Ui așa. Încă o dată. Bă, dar voi sunteți chiar așa tembeli?
No, no, că cu eu cu voi nu fac nicio treabă. Ne mai trebuie mână de lucru. Membre care se mișcă. Ce bine. Ia vezi voi încoa. Nu merge nici așa. Coiță, ești bine? Ăla acolo se zbate între viață și moarte. Stați acolo, frățiorii mei. Să învețe taica pe voi cum să face treabă. Hai, fugiți. Poți fugi, dar poți te ascunde, dar nu te poți ascunde. Moartea te găsește pe oriunde. Am o idee foarte bună aici. Bă, da, mă prindeți, nu facem troll-uri sau de ăștia. Știam eu și că mă pot baza pe voi. Ce faceți voi? Că mergeți voi cu mine? Hai încoa să schimbăm lumea. Să nu faceți ca mine. Bă, recu rezistă, nu mai o muri, ca prostul. Aua. Omul, da, mai și vine, da, mai și cade. Cred că înțeleg ce trebuie să facem aici. Mersi, băieții. Nu merge, nu? Avem aici odată etajul 1 primăria și coborâm jos. Ce troll sunt? Cum să fac eu cu ei? Nu am belit pula. Nu merge nici așa. Deci aici este o treabă care necesită foarte multă gândire. Deci, trebuie să urci sus. Asta e clar. Am o idee, gata. Bă, iarăși luaj la muie. Bă, ăștia-s proști.
Deci chiar nu știu. Îmi bat piciorul. Da, iau, tu proștii. Eu mă chinuiam cu ei, ai dreacu. Bă, dar ai dreacu, nici ei nu ceau nimic. Haideți copiii mei după mine. E, tu oricum n-aveai mâini, stai acolo. Insisti. Perfect, băieții. Bă, cad ăștia ca și cartofii să nebunesc în piața aia. Ați văzut cum i-arunce grămadă. Bă, cred că o să rămânem aici pentru că deja am filmat mult. Deci nu uitați să dați like la acest episod. Eu am fost Brezia și noi desigur ne vedem data viitoare și strângem foarte multe like.